Suntem la bună dimineața Să știți că la Cluj-Napoca există o echipă de basket în scaun cu rotile E formată din 8 sportivi cu handicap fizic Dar care au decis să-și depășească limitele și să practice un sport pe care îl iubesc Echipa formată din sportivi cu vârste cuprinse între 15 și 52 de ani se numește Salvia 2000 și e antrenată de Bianca Vescan împreună cu soțul său. Bianca, bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. Eu mă bucur că ai apucat să vii un pic mai repede, așa încât am putut să povestim pendelete despre basket. Eu aș mai avea chef de vorbă, dar trebuie să facem discuția noastră publică. Exact. Iată. Bianca, tu ai fost jucător de basket profesionist. Te-ai lăsat acum mai bine de 10 ani, ai jucat în străinătate, mi-ai spus să ai jucat de asemenea și în divizia A la noi. Schimbarea e oarecum radicală: să ajungi, sigur ai și alte activități, printre altele să antrenezi o echipă formată din sportivi cu handicap fizic. Da, așa este, am fost sportivă de performanță, dar pe acești băieți, copii, să zic, i-am cunoscut în 2008 când... Mă gândesc acum la cel de 52 de ani. <laughs> da, când mi-am făcut facultatea de educație fizică și sport, a fost o bucurie pentru mine să-i cunosc și de atunci pot să spun că nu ne-am mai despărțit, în sensul că Uh, în perioada cât am jucat basket, uh, m-am dus la antrenamentele și la turneele lor în cât am putut în timpul uh, meu liber. Uh, dar din 2012, de când sunt acasă, mă ocup de ei sau uh, mă bucur să spun de acest sport minunat. Și ce mi-am dorit, de fapt, să le transmit un pic sau să dau basketului înapoi. <laughs> din experiența mea de basketbalistă sau din ce mi-a dat mie basketul în 20 de ani. Să-i învăț, să îi ajut, să fiu alături de ei, pentru că este un sport extraordinar, cred că multă lume iubește basketul și cred că merită să joace și ei să se bucure de acest sport, chiar dacă au un handicap fizic. Am remarcat următorul lucru. Înainte de a deveni antrenoarea acestei echipe, tu te-ai pus în postura respectivilor jucători și chiar ai practicat așa sportul acesta, în scaun cu rotile, deși tu, spre deosebire de ei, nu ai vreo dizabilitate fizică. Ca să știi exact ce înseamnă să joci basket într-un scaun mobil. Așa este, este o diferență enormă între basketul pe picioare și basketul în fotoliu rulant. Este mult mai greu, pentru că trebuie să mânuiești foarte bine căruciorul, să te coordonezi și în același timp să faci același lucru și cu mingea, să faci dribbling, Mâine să -a te deplasezi. Rol aici, da. Da. Mi-a fost greu. Mi-a fost foarte greu, deși eram sportivă în activitate și a fost un șoc pentru mine să fac atât de multe lucruri deodată, să mânuiesc căruciorul, să arunc la coș, să dau pase. A fost foarte greu, trebuie să recunosc că, deși, după cum am spus, băieții mi-au zis că m-am descurcat foarte bine la primul antrenament atunci, mi-a fost foarte greu și am avut câteva zile de șoc și de admirație față de ei, pentru că ei se descurcau mult mai bine decât mine. Ce rămâne din basket în condițiile în care el e practicat așa, cu o deplasare pe roți, nu pe picioare? Basketul este același. Basketul e același. Este același. Coșul are aceeași înălțime, terenul are aceeași dimensiune. Efortul poate Efortul e mult mai mare. Efortul este mult mai mare, da. Inclusiv, doar, doar dacă ne gândim la aruncarea la coș, cum este să arunci, să împingi și din picioare picioare și tot corpul brațe să ajungă mingea la coș și cum este să împingi doar din jumătatea corpului, să zic, de la brâu în sus. și Putem să ne brațe. facem o idee despre asta încercând să ne așezăm într-o sală, da? să stăm așezați în fund și să și încercăm așa să aruncăm să la coș să pentru a ne a da e. seama că nu e simplu. Da, nimeni nu cred că conștientizează și nu-și dă seama cât este de greu până nu încearcă. Este. Ai nevoie de mai multă ambiție pentru a practica baschetul așa, în această formă, decât dacă cel de sus te-a lăsat în pace și te-a adus pe lumea asta perfect funcțional? Eu zic că da. Da, <laughs> da trebuie. Ai da. nevoie. Mm -hmm. Întrebarea care mi-a trecut prin minte, văzând că ai fost jucătoare profesionistă de basket, e următoarea, de ce nu ai decis să antrenezi o echipă obișnuită, o echipă de sportivi care să practice basketul așa cum a fost el gândit, inventat pentru majoritatea oamenilor? De ce ai ales această variantă? Um, în timpul carierei carierei mele de basketbalistă, m-am gândit că poate după ce mă las de basket o să-mi doresc să fiu și antrenoare. De fapt, nu mai multe variante, cred, ca și sportiv odată cu încheierea carierei. Nu? Așa este. Dacă vrei să rămâi în domeniu. Am uh, făcut facultatea de educație fizică și sport, școala de antrenori, am un carnet de antrenor, dar uh, mi-am dorit altceva de la viață. Ce? Mi-am dorit uh, să lucrez dimineața și să am după mezele și weekendurile libere ca să fiu alături de familie. Uh, au fost 20 de ani cu foarte multe sacrificii, cu foarte multe evenimente și bune și rele din viața familiei pe care le-am pierdut. Uh, a fost foarte frumos ceea ce am făcut, aș mai face încă o dată același lucru, lucru dar uh, atât a fost și atât mi-am dorit. Ceea ce fac acum cu basketul în fotoliu rulant este altceva, este doar un hobby, este de plăcere Este de dragul acestor copii și băieți, este de dragul acestui sport și nu este de performanță, sau cel puțin nu acum Ne dorim mai mult, dar nu depinde doar de mine sau de băieți, depinde de mai multe lucruri Uh, nu mi-am dorit, mi-am dorit să pot să stau alături de copii, să stau alături de familie, să am weekendurile libere și să plec cât mai puțin de acasă. Uh, ceea ce fac eu cu acești băieți este cu toată familia. Soțul meu este lângă mine, el joacă tot timpul alături de băieți, se antrenează cu ei. Uh, nu are voie să participe la campionate când participăm cu echipa copiii sunt tot timpul acolo, ei acolo au crescut cu noi, cu băieții. Pe copiii voștri, copii, Da, copiii mei, copiii mei, da, avem doi băieți. Ei acolo au crescut pe brațele și în cărucioarele băieților. Asta înseamnă că vor fi mai toleranți cu cei din jur, asta e primul gând. Eu așa sper că toată experiența asta o să-i ajute să fie mai empatici și să fie mai buni și să vadă un pic viața altfel. Cum îi ajută basketul pe cei ce au dizabilități și practică în felul acesta sportul? Dincolo de faptul că îi țin într-o formă fizică bună. Ca pe noi toți, sportul ne ajută și să fim mai sănătoși, exact așa și pe ei. Îi ajută să fie mai sănătoși, în plus, este vorba de a se deconecta de ceea ce fac în fiecare zi, de a se recrea, de a socializa, de a cunoaște alte persoane, de a lega niște prietenii. Exact cum sportul este bun pentru toată lumea, exact așa este și pentru ei. Și este un mod al lor de a trece peste problemele pe care le au și de a trece peste dizabilitatea fizică pe care o au. De a-și depăși condiția. De și condiția, da. Spuneai mai devreme că deocamdată nu se pune problema practicării acestui sport așa ca un sport de performanță, dar pe de altă parte am văzut că la sfârșitul anului trecut, în decembrie, Federația Română de Basket a organizat un soi de competiție dedicată celor ce au echipe și practică basketul în fotoliul rulant. Uh, da, ne bucurăm foarte mult că federația a făcut primul pas da, spre asta noi. E un pas important, da, nu? da, primul pas spre noi. Uh, am avut parte de un campionat uh, național, primul pe care l a organizat. A fost organizat extraordinar, ținem să le mulțumim. <laughs> uh, Ne-au mobilizat pe noi pentru că până acum eram doar patru echipe. Condiția era să fim șase echipe, așa că s-au mai adunat din alte orașe, din Galați, din. Uh, București, au mai, am mai făcut încă două echipe, avem o bază, putem să facem o selecție de Iată. jucători da, și putem să mergem mai departe alături de federație. La, nu știu, Poate pentru început un campionat de 3 la 3 și asta se poate, mai târziu de 5 la 5, este un pas mic pe care l-am făcut și l-au făcut, noi sperăm să fie continuitate și încet, încet să putem participa și noi la, nu știu, campionate, turnee internaționale unde sunt echipe bune, sunt campionate în alte țări de basket în fotoliu rulant. Ne dorim și noi asta, sperăm să reușim, ce ne dorim noi să aducem cât mai mulți copii oameni tineri care să facă acest sport și să avem o bază cât mai mare de selecție echipa pe care o antrenezi alături de soțul tău se cheamă Salvia 2000 așa este este for, de, fostul... unde, de unde vine numele acesta? e neobișnuit pentru <laughs> o echipă de orice sport dacă vrei da. uh, trebuie să recunoaștem că uh, suntem, nu este clubul nostru noi ne-am lipit cumva ca și secție de basket la fostul Club, club La Mont. Uh, la mont adică este o doamnă care așa se numește și unul dintre nume este Salvia. Am înțeles da, am da. dezlegat acest da. mister. Dacă dintre ascultătorii noștri există persoane care ar dori să practice acest sport. Cred că îi așteptați cu brațele deschise, nu refuzați pe nimeni, nu? Așa din este. din potrivă. Din da. Să știți că mergem prin oraș, noi, eu, soțul meu, copiii, când văd pe cineva în fotoliu rulant, avem niște cărți de vizită pe care le dăm. Hai Cum la ruf? basket. Da, hai la basket, este gratuit. Important. Da, avem două poziții de antrenament, lunea la Liceul Angel Salini și vinerea sau sâmbăta, vinerea la Ana Aslan, la Liceul Ana Aslan, iar sâmbăta la Sala Gereliu din Parcul Babeș. Îi așteptăm cu drag, noi ne dorim să ne mărim echipa, ne dorim să învețe cât mai multă lume basket, să vină să se bucure de acest sport, Uh, recunosc că e greu, lumea nu prea dorește, nu îmi dau seama exact care sunt motivele. Unii nu se pot deplasa, unii nu au uh, uh, părinții disponibilitate, timp liber să-i aducă. Uh, mai cunoaștem copiii, uh, dar nu știm de ce nu vin doar doi am reușit să aducem anul trecut și este cel mai mare câștig al nostru pe anul 2023. Da. Aveam în plan să pun întrebarea Ce reacție au atunci când le oferiți Bilețelul, fluturașul, pliantul Cartea de vizită ce le dați Atunci când îi întâlniți pe stradă Hai la basket, oare ce spun Sunt speriația? Eu nu pot să joc? Nu, unii nu-și doresc și cred că dacă ei practică un sport, cumva nu o să-și mai primească indemnizația aceea de handicap. Abarnam, da, la unii se gândesc și la asta, dar nu este adevărat. Adică ei o să o primească în continuare și... Și sportul le-ar face, le face bine. Sportul uh, le-ar face bine. Nu știu, unii preferă să-ți facă altceva, unii nu doresc să iasă din... Uh, nu știu, din confortul lor și cred că... Înseamnă asta o ieșire foarte da. serioasă din zona de confort. Da. Unii nu pot, în sensul că au mai fost unii, dar au probleme mult mai mari și nu le face bine. În sensul că, având în vedere că și în fotoliu se mișcă destul de mult, se apleacă după o minge, se întind, le pot provoca răni și nu pot să facă, să practice acest sport. Deci, unii au încercat și n-au reușit sau nu pot din cauza problemelor de sănătate. Am înțeles. Da. A, Bianca, ai fost, încă o dată spun, jucător profesionist, cred, cred, a, e, rămâne să confirm da. tu dacă e așa sau nu. A, îmi imaginez că cel mai bun sentiment e acela al victoriei după fiecare întâlnire pe care echipa ta o câștiga. Asta este. Ei, după fiecare meci aici, după fiecare antrenament aici cu echipa aceasta formată din sportivi ce practică basketul în fotoliu rulant, ce stare ai? Ce stare am? Normal că trebuie să... îmi doresc să câștig, Aha, dar... A, a rămas gustul a victoriei, rămas, da, sau setea uh, de victorie, da, setea, da. Nu depinde numai de bine. Uh, la ce mă gândesc eu și ce le spun și băieților înainte de fiecare meci este doar să ne bucurăm de acest sport să ne bucurăm pe teren de fiecare moment și atunci sigur o să avem și o victorie la final asta îmi doresc, să-i văd fericiți că se joacă basket și avem rezultate bune băieții sunt ascultători au ascultat avem... băieții de o fată? la tine mă refer cum a da. fost? <laughs> Nu cred că s-a pus niciodată nu? problema asta. Nu. Okay, nu, nu, okay. nu. Dar dacă doriți, puteți să invitați pe ei într-o emis, emisiune, sau măcar pe unul sau doi dintre ei, și nu știu. Cred că a fost așa. Nici nu s-au gândit că sunt fată să, sau că sunt. Avem și o fată în echipă. Deci, Iată, da. da. Uh, nu nu contează. Bianca, planuri pentru anul ăsta? pentru că suntem la început tot. Totuși, e 12 ani mai, mai e mai loc în uh, față. Cu ajutorul federației, uh, sperăm să participăm la minim două turnee anul acesta, campionat național. Poate reușim și cam, uh, campionat 3 la 3 sau 1, două turnee. Uh, să mai aduc minim doi copii. <fie> <fie> uh, să vină cu drag la basket, să rămânem sănătoși toți așa cum suntem și, ce să zic, să mergem un pic mai departe cu basketul. Mulțumesc frumos că ai venit uh, spor la treabă și sănătate vă doresc. Mulțumesc pentru invitație, la fel. Radio Cluj. Ascultă Transilvania.